Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Vicepreședintele PNL a anunțat că va propune un proiect prin care românii să-și poată exprima opinia public oriunde și oricând. Gigel Știrbu spune că este inadmisibil ca la 28 de ani de la Revoluție cetățenii să nu aibă acest drept. Proiectul vine după decizia Instanței Supreme, prin care adunările publice trebuie declarate în prealabil. CCR a amânat din nou pentru 24 octombrie pronunțarea asupra obiecțiilor de neconstituționalitate a legii de modificare a codului penal și a legii prevenirii faptelor de corupție. Cererile au fost făcute de opoziție, președinție și înalta curte. Klaus Iohannis a făcut o gafă de protocol la întâlnirea cu premierul italian Giuseppe Conte. După prima parte a ceremonialului de primire, președintele României s-a întors și a vrut să plece în interiorul Palatului Guvernului, în timp ce garda prezenta onorul. A fost însă corectat de prim-ministrul italian. O organizație de mediu din Caraș-Severin acuză Rom Silva că se pregătește să taie păduri seculare în Parcul Național Semenic. Asociația a lansat și o campanie de strângere de semnături pentru protejarea parcului. În septembrie, China a reușit să ajungă la un maxim istoric al surplusului comercial față de Statele Unite. Diferența dintre exporturi și importuri a crescut peste 34 de miliarde de dolari, în ciuda declarațiilor belicoase ale președintelui american și a taxelor impuse de administrația Trump. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră le găsiți pe mediafax.ro.